Continuăm jurnalul Agro TV. Din solar până la cumpărător, prețul legumelor se triplează. Cel puțin asta spun fermierii gorjeni, care în perioada imediat următoare vor ieși pe piață cu primele trufandale. Oricum, în lipsa unor reglementări ferme și a unor facilități concrete de desfacere, marfa fermierilor va ajunge tot pe mâinile samsarilor, care vor câștiga mai mult decât legumicultorii. Mai ales în condițiile actuale de instabilitate din toate punctele de vedere, mari cantități de legume vor rămâne nevândute sau chiar lăsate în solarii să putrezească. Cât v-a costat să înființați cultura pe suprafața asta și cam cât va trebui să mai investiți în ea ca să o puteți duce pe piață? Costurile inițiale au fost în jur de 20.000 de lei. Aceasta constând în achiziționarea arbagicului, unul de o calitate mai bună și a semințelor pentru adică salată. Adică numai pe ce e bun. Da, dacă nu luăm semințe de o calitate mai bună, nu avem rezultate mai bune în producție. Corect. Deci un preț destul de mare. Cu cât îl duceți, îl duceți pe piață în momentul când ajung la maturitate și salata și... Noi ne avem posibilitatea să ne asigurăm propria desfacere, suntem nevoiți să o dăm toată marfa spre angrosiști. Angrosiști, bine angrosiști. Deja aveți care vin să vă dau antamat? Vin și o ia de acasă. Ei o iau... Am lăsat și deja prețul, cam ce v-a oferit? Cam... Suntem încă în discuții. Noi sperăm să obținem un preț de 25 de bani pe firul de ceapă. Și anul trecut cât a fost? 20 de bani. 20 de bani. Deci o creștere de un 25%, cam așa, față de anul trecut. Da, sperăm să ținem și noi pasul cu celelalte scumpiri, pentru că altfel nu ne putem acoperi cheltuielile. Munciți degeaba. Da. Da. Trageți linie și la sfârșit, când constatați, da, am dat din buzunar pentru... Da, pentru că nu sunt doar investițiile acestea sezoniere, sunt și multe altele care trebuie să asigurate de-a lungul anului. Corect. 25 de bani pleacă de la dumneavoastră. Știți cât e în trufanda până la urmă, în luna februarie-martie, ceapa? Din ce am văzut acum pe piață, o legătură de ceapă cu 4 fire e undeva la 2,50 lei. 2,50 lei. Deci dacă 25 de bani ori 4, 1 leu, de la 1 leu la 2,50 este adausul angrosistului și magazinului. Da, noi avem doar avantajul că nu mai pierdem timp și nu mai plătim oameni cu curățatul, legatul firelor de ceapă, pentru că o dăm pur și simplu cum o tragem, pentru că și lor le stă mult mai bine pe... Bun, ei și-o aleg și-o fac și-o pe categorii, da, probabil și-o că... și-o fac ei după bunul plac. Vești bune pentru legumicultorii din Matca, județul Galați. Autoritățile pregătesc noi sisteme antigrindină menite să protejeze întregul bazin legumicol. Deocamdată au fost alocați banii pentru studiile de fezabilitate, însă sunt speranțe ca acestea să fie realizate cât se poate de repede. Anul acesta, începând cu 15 aprilie, de la punctul de comandă din Vrancea, vor fi operaționale toate cele 20 de puncte de lansare din această zonă. Toate punctele de lansare a rachetelor antigrindină din Vrancea și Galați vor fi operaționale din acest sezon de combatere a căderilor de grindină. Anunțul a fost făcut chiar de Ion Marin, directorul Unității de Combatere a Grindinei Moldova 2, care a precizat că este pentru prima dată când acest lucru se întâmplă. În total este vorba de 20 de puncte de lansare din Vrancea și Galați, care aparțin de Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Vrancea. Până acum au fost operaționale doar 10 dintre acestea, respectiv 8 în Vrancea și 2 în Galați. În plus, au fost alocate fonduri pentru studiile de fezabilitate necesare înființării unui nou sistem antigrindină, care să acopere bazinul legumicol Matca. Avem bani alocați pentru studii de fezabilitate, să se formeze un nou grup de combatere, adică în zona Matca. S-a încercat de la început și a fost o problemă tehnică, era o unitate militară, iar acum am primit fonduri pentru a face un studiu de fezabilitate, pentru a crea un sistem în jurul localității Matca, care va fi compus din aproximativ 9 puncte de lansare, iar când acesta va fi realizat, operațiunile se vor desfășura tot din punctul de comandă Vrancea, de unde acționăm deja pentru cele 20 de puncte de lansare care vor fi operaționale de la 15 aprilie.
Una dintre cele mai importante etape în cultivarea plantelor este aceea de semănat, esențială pentru înființarea culturii. Fermierii urmăresc uniformitatea culturii, dar și capacitatea acesteia de a porni în vegetație. Semănătoarea emzurii este soluția momentului. Mai precis, utilajul este un ansamblu de semănat cu o singură trecere, având posibilitatea de a schimba distanța dintre rânduri. Ansamblul de semănat se poate folosi atât pentru semănatul culturilor de păioase, cât și a celor prășitoare. Distanța mai mare dintre rânduri oferă plantelor un acces optim la lumina soarelui, la nutriție, contribuind astfel la dezvoltarea bioticii solului, eliminând problema colectării resturilor vegetale între elementele de lucru. Unitatea emzurii face diferența de alte semănători prin economia consumurilor, motorinei, etc., oameni, tractoare, toate lucrările într-o singură trecere, avem prelucrarea solului, fertilizarea solului, plus semănatul. Partea de fertilizat se aplică cu partea de scalificat. Noi o să avem îngrășămintea la cea de încime băgăm scalificatorul. Dacă o să-l băgăm, ea merge maxim 25 cm scalificatorul, de la suprafața terenului până la 25 cm cât băgăm scalificatorul, o să avem o perdea de îngrășământ. Nu-l pune grămadă, nu-l pune sub trân deasupra rândului. După aia avem partea din spate de semănat, e foarte ușor de reglat, putem regla sămânța la cât dorim noi. Lucrăm și cu Precision Planting, care se face semănatul pe satelit, pe numărul de plante, absolut tot. Probleme scumpit motorina, probleme scumpit groșemințe și asta datorită tehnologiei acesta. Noi putem să rămânem la nivelul de prețuri motorine și groșemințe, nivelul 2020-2021. Adică ca datorită economiei, cum o economisește, nu perdând producție la hectar. Как мы посмотрим, что у нас сейчас делается в мире, да, какие тут условия, просто проблема с влагом, проблема с прайсом, удобрение за зерно, проблема с временем. Люди просто начинают понимать, да, что есть только один хороший выход из этой ситуации. Это технология Мзури Протил. Comparativ față de clasic cu Мицури, economie în primul rând la buzunar, pentru că tehnologia normală aveam un consum de vreo 48 de litri la înființarea culturii de grâu, iar cu Мицури am semănat cu 22. Mi se pare cel mai interesant că nu se pierde apa din sol. Că lucrări le facem cât este nevoie, dar când se pierde apa din sol și e deficit de apă mare, atunci e o problemă clară. Dat fiind contextul internațional, dar mai ales având în vedere valurile de scumpiri din ultima perioadă, prețul cerealelor este totuși unul foarte bun. În exclusivitate pentru AgroTV, tânărul fermier arădean Cosmin Micu a făcut câteva calcule pentru anul agricol 2022. Amănunte interesante aflați în interviul următor. Este un preț foarte bun în momentul de față la cereale, dacă vorbim de grâu, orz, chiar și de oleaginoase, rapiță, floarea soarelui, până și porumbul au prețuri foarte bune în momentul de față. Vă dați seama, acei trader, cumpărători care au cumpărat din Ucraina, nemaiputând să-și preia marfa pe perioada războiului din Ucraina, trebuie să înlocuiască acea marfă și ea trebuie cumpărată acum din altă parte ca să-ți poți onora contractul, pentru că orice contract este încheiat după ce ambele părți și-au reglementat acel contract. Cum arată planul de culturi în ferma ta pentru anul ăsta agricol? Ca suprafață am undeva la 800 de hectare grâu și orz, plus rapiță 300, iar restul culturi de primăvară, porumb și floarea soarelui. Știu că în urmă cu câțiva ani nu erai un mare iubitor al culturii de porumb, dar odată cu irigațiile ai devenit unul dintre cei care îndrăgesc această cultură. Așa este, nu am cultivat porumb la scară mai largă, tocmai din cauza secetei. Acum, irigând 100 de hectare de porumb din 2 sau din 300, riscul scade și nu mai fac, să zic, 3-4 tone, fac 6-7-8 tone într-un an de secetă. Nu mai este ca înainte, când făceam 4 tone, 3 tone într-un an de secetă și cu producția aceea rămâneam.
analizând, documentându-te, văzând ce se întâmplă, care crezi că va fi cultura câștigătoare pentru anul ăsta agricol? Dacă ai putea să o iei de la început și să mergi pe o cultură, care ar fi aceea din punct de vedere financiar? Ce să zic, nu poți să te bazezi doar pe o cultură și să te gândești doar la o singură cultură. Anul trecut rapița a avut cel mai mare preț și cel mai mare venit per hectar. Probabil că și anul acesta, dar nu poți să te duci doar cu rapiță pe total suprafață. Trebuie să cultivi undeva la 20 până în 30% rapiță, mă refer, ca să poți să faci un asolament și o rotație a culturilor. Porumbul cred că iarăși va fi o cultură care va aduce bani mulți. Știu că nu poți să faci monocultură, dar mă gândeam așa din ce să zic, paleta asta noastră. Și porumbul este o cultură profitabilă, depinde de producție. Dacă faci 4-5 tone, nu este profitabilă. Dacă faci 10-12 tone, este o cultură profitabilă, dar depinzi foarte mult de apă. Sectorul zootehnic este unul dintre cele mai afectate domenii din agricultură. Crescătorii de animale sunt mereu provocați să găsească soluții pentru a-și menține pe linia de plutire fermele. Importurile de carne sunt coșmarul oricărui zootehnist român, dar există soluții. Necesită efort și timp, dar rezultatele sunt pe măsură. Paul Cristescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați crescători și procesatori de carne de vită Angus din România, a oferit detalii în interviul următor. De când am mâncat primul steak, am vrut să ajung să fac steak. Am cumpărat animalele în 2013 și pot să zic că ăsta a fost visul. Să putem să mâncăm și noi ce mănâncă alții afară, să zic așa. De ce să importăm? N-au alții patru mâini, patru picioare și așa mai departe. Putem face și noi lucrul ăsta. Și a fost destul de greu, deci am început în 2013, acum vreo 4 ani am deschis prima măcelărie în lângă București. Nu a fost locul tocmai perfect, era și distanța destul de mare, animalele aveam la Plugova măcelăria în București, deci nu era ok financiar pentru mine, erau în drumurile mă omorau. Acum 2 ani de zile, de fapt în noiembrie 2019, am deschis aici în Făget prima măcelărie. Am crezut în proiectul ăsta, mi-a plăcut spațiul foarte tare. Am crezut în proiectul ăsta, s-a dovedit bun succes. A fost un pic mai greu la început până a înțeles lumea ce mănâncă, ce oferim, cu ce ne diferențiem față de restul clienților. Dar conceptul meu a fost de la început să am carne 100% românească. Deci vita în proporție de, eu știu, 90% este din propria fermă. În momentul în care nu am tăurașii suficienți de îngrășați și finisați, apelez la alți fermieri de la care am vândut eu animale și mai iau de la ei tauri și bag în măcelărie. Dar merg pe ideea produsului românesc și nu este doar, să zic așa, produs românesc. Deci tot ce este la mine în măcelărie sunt de pe 3 județe. Caraș, Timiș și mai am încă un furnizor de la Alba. Încerc cât de cât, vis-a-vis de mezeluri vorbesc, încerc cât de cât să ajung la 2 județe, Caraș și Timiș, să fie și de aici foarte aproape. Și acum mi-am achiziționat și niște utilaje. Anul ăsta sper să mă ajute Dumnezeu să pot să produc și eu mezelurile. Și atunci o să fie 100% de la mine. Deci pentru că ideea în sine de a fi totul proaspăt, de a fi totul românesc, mi se pare foarte, foarte ok. Adică clientul nu poate să se îndoiască că, virgulă, carnea este veche, că nu e proaspătă, că nu e... Deci noi avem tot în fiecare zi primim carcasă de porc. Carcasă de porc o primim de la Timișoara, de la Contim. Se tranșează aici, pe loc, se vede prin geam ce tranșează măcelarul, produsele mici, cârnații, facem aici. Adică am vrut să fie altceva. Exact, exact. Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom.
Mă numesc Bâlea Vasile, sunt unul dintre administratorii firmei Vanip Ceres. Ne aflăm într-o parcelă de porumb. S-a semnat o semănătoare până unde se vede cu seed sprint și după aceea am continuat cu altă semănătoare cu care a băgat complex 20-20-0. Diferența de talii, ați văzut la sistemul radicular foarte dezvoltat, inclusiv și culoarea, dacă ne uităm, este mult mai verde decât în partea unde nu s-a aplicat seed sprint. Cu Seed Sprint ai prima poziție la start. Acid humic și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Direcția Județeană Agricolă din Iași organizează cursuri pentru mecanizatori. După lansarea anunțului în spațiul public, multe persoane s-au arătat interesate și au venit să se înscrie la aceste specializări. Este bine cunoscută lipsa de personal calificat și în agricultură, domeniul în care încep să fie folosite utilaje agricole performante. Cu mai multe informații despre această inițiativă vine imediat colega mea din Moldova, Raluca Daria Diaconiuc. Se constată în această primăvară un interes deosebit pentru cursurile de formare profesională realizate de Camera pentru Agricultura Județului Iași și în special pentru cursul de tractoriști. Ne bucură acest lucru. Avem la acest moment două grupe în derulare cu fermieri din tot județul Iași și spre bucuria noastră chiar și din județul Neamț. Ceea ce arată că calitatea cursurilor prestate la Direcția Agricolă Iași chiar este foarte, foarte bună, iar fermierii, clar, doresc să-și perfecționeze, să se califice pentru această meserie de tractorist agricol. În ce constă un astfel de curs? Ce criterii trebuie să îndeplinească o persoană care se va înscrie la curs? Acest curs de formare personală nu sunt criterii foarte, foarte mari, ca să zic așa. Trebuie diplomă pentru învățământul minim obligatoriu, dar asta oare cred că toată lumea la acest moment trebuie informații din documentele de identitate și cam atât pe partea de înscrieri. Cursul are 360 de ore, 240 de ore de pregătire practică și 120 de ore de pregătire teoretică, prin care se învață de tehnologiile de lucru cu tractorul pentru diverse culturi agricole. Cât de interesați sunt fermierii, iată, să aibă personal calificat și cam care este deficitul pe acest segment în județul Iași? Deficitul este suficient de mare și interesul fermierilor, clar că prin realizarea celor două grupe arată clar interesul lor, pentru că e o diferență de o săptămână la două grupe complete, adică 28 de cursanți pe grupă. Se dorește, și acesta este un ofer al nostru, se dorește, în schimb, și tractoristul rutierist, pe care noi, din păcate, la acest moment nu putem să-l facem. Noi facem doar cursul de calificare de tractorist agricol. Dicorland ne demonstrează cum funcționează plăcile depănușătoare ale culegătorului de porumb Drago GT, cel mai performant header din lume. Headerele de porumb Drago GT de la Olimax sunt echipate cu plăci depănușătoare amortizate, reglate automat pentru evitarea pierderilor de boabe între plăci. Tocători de coceni dublu efect foarfecă, prin efectul de foarfecă obținut, mărunțirea fiind una mai fină, iar cilindrii defibrilatori mai lungi, pentru o desprindere mai blândă a pănușii de plantă. Spirala hiperdimensionată exclusivă ce permite culegerea totală a cocenilor, chiar și a celor foarte scurți sau care sunt culcați. Unghiul de lucru de doar 18 grade permite o poziție de lucru optimă pentru culegerea totală, fără pierderi. Echipamentul de recoltat este pe stoc la Dicorland în condiții avantajoase de finanțare.
O păstrăvărie, dacă nu beneficiază în vecinătatea sa de un curs de apă, atunci are nevoie de multă energie electrică pentru a oxigena bazinele prin aeratoare speciale. Implicit, costurile o iau razna, iar prețul produsului ajunge de nesuportat pentru cumpărători. O păstrăvărie aflată la nici 20 de kilometri de Ploiești a investit din fonduri europene în panouri fotovoltaice. Factura la curent s-a diminuat consistent, iar profitul începe să se simtă în conturile acestei afaceri. Am un consum foarte mare de energie. Ținând cont faptul că sunt la câmpie, am un consum de energie, cum ne uităm, aduc un aport de oxigen prin aeratoare și asta înseamnă că sunt un consumator destul de mare. Am optimizat costul de energie implementând acest proiect, montând 25 de kW panouri solare, care ele funcționează din 1 iulie anul trecut. Ce bine ți-a prins acum cu dată cu creșterea acestor costuri. Din împăcate pentru mine, și iar spun cu ghilimele, când am făcut acest proiect, credeam că voi face un saving de undeva 30% vis-a-vis de factura de energie, dar am constatat după noua scumpire că teoretic am decât un foarte puțin aport, dar totuși mă ajută foarte, foarte mult. Ele sunt implementate, ele funcționează, ne ajută foarte mult în activitatea de zi cu zi și cred că în al treilea proiect european pe care îl vom implementa începând în luna viitoare, voi veni cu o updatare la acest proiect, pentru că pe noua lege a consumatorului ne avantajează să vindem și în rețeaua națională energie, la un preț ok. Până la urmă îți faci acolo un fel de rezervă pe care o cheltuiești atunci când o să ai probabil momente cu consum mai mare. Da, eu nu îmi propun ca și business în zona de piscicultură să vând energie, eu îmi propun să dau mai multă energie atunci când am soare, ca să compensez energia pe timp de noapte care o consum. Deci este efectiv, fac un plus pe timp de zi. Nu fac un business până la vine energie, ci efectiv îmi optimizez costul vis-a-vis de acest cost care este foarte mare pentru mine. Germania se grăbește să aducă cât mai multe instalații fotovoltaice în agricultură după ce guvernul a anunțat că vrea un procent de 80% energie din surse regenerabile până în anul 2030. Așa că autoritățile lansează o inițiativă de sprijinire a construcției de proiecte solare pe terenuri agricole. Proiect estimat de Ministerul Economiei să ducă la implementarea a 200 de gigawați capacitate fotovoltaică suplimentară. O acțiune comună a ministrilor agriculturii, climei și mediului va promova și sprijini implicit uzine de acest gen prin legea energiei regenerabile. Berlinul vrea să utilizeze o parte din terenurile folosite pentru agricultură pentru a instala instalații fotovoltaice, atâta vreme cât pământul nu are de suferit. În plus, astfel de proiecte ar putea să primească finanțare în cadrul politicii agricole comune a Uniunii Europene. Ministrul Agriculturii din Germania susține că în acest fel toată lumea va avea de câștigat. Planurile fac parte din eforturile noului guvern de a genera cel puțin 80% din energie din surse regenerabile, în mai puțin de 9 ani, în creștere de la 45% în 2020. Un proiect de cercetare în domeniul agrivoltaic, în landul Renania-Palatinat, este utilizat pentru a explora modul în care sistemele solare pot proteja plantele și fructele de vremea extremă. Partenerii proiectului testează diferite configurații de module fotovoltaice pentru a identifica impactul asupra creșterii plantelor și asupra randamentului culturilor. Jurnalul Agro TV se încheie aici. Cele mai importante informații ale momentului le găsiți pe site-ul nostru agro-tv.ro. Diana Vasilescu am fost eu, vă mulțumesc pentru atenție!